Maramureșul are din nou un anuar al administrației publice. Lucrarea a fost realizată cu contribuția membrilor grupului județean al promotorilor de afaceri europene, care include reprezentanții ai tuturor unităților administrației publice locale. Prima ediție a apărut în anul 2009, iar o alta reactualizată în anul 2010. După alegerile locale din 10 iunie 2012 s-a impus refacerea lucrării. Ediția din acest an conține lista autorităților administrației publice din Maramureș, date referitoare la cei care se află la conducerea prefecturii, Consiliului Județean și primăriilor din Maramureș, precum și datele de contact ale instituțiilor amintite. Anuarul va fi distribuit tuturor autorităților administrației publice locale și va fi publicat pe paginile web. În județul nostru a fost realizat și editat și primul număr al revistei Bune Practici Maramureșene. Lucrarea a fost realizată de grupul județean de modernizare a administrației publice sub coordonarea prefectului Sorin Rednic și conține 4 articole semnate de membrii grupului. Obiectivele revistei urmăresc îmbunătățirea managementului public al autorităților și instituțiilor publice din județ, crearea unui cadru al dialogului și schimburilor de experiențe în domeniul modernizării administrației publice între reprezentanții instituțiilor publice, mediul academic, mediul de afaceri și societatea civilă. Subprefectul Pamfil Bercean a fost responsabilul editării primului număr al revistei, iar toți cei interesați sunt invitați să trimită lucrări pentru a fi publicate.